1, 2 și 3. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: în dragoste nu este frică, ci dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Căci cine nu iubește pe fratele său pe care nu-l vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la El. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Oricine crede că Iisus este în Hristos, este născut din Dumnezeu. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Amin. Vă rog să vă așezați. Mai întâi de toate, slăvit să fie Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu. Încă de dimineață am auzit cuvântul lui Dumnezeu, am avut această oportunitate să stăm la masă cu Domnul și dacă trebuie să ne punem o întrebare, cine a făcut toate aceste lucruri în noi? Sau cântarea se vorbea, lipește-mi, Doamne, inima de Tine. Cine credeți că poate să lucreze în noi lucrul acesta? Lipește-mi, Doamne, inima de Tine. Este dragostea. Dragostea lui Dumnezeu ne-a adunat în această zi. Să putem să avem părtășie unii cu alții, slăviți să fie numele Lui. Dragostea aceasta, după cum am citit, care în dragoste nu este frică, și dragostea desăvârșită izgonește frica, pentru că frica are cu ea pedeapsa și pentru că frica are cu ea pedeapsa și cine se teme n-a ajuns desăvârșit în dragoste. Domnul să ne ajute, frate. Aș vrea mai întâi de toate că vreau să intitulez și titlul predicii, să vedem în Psalmul 112 cu versetul 1, să vedeți ceea ce spune. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are cea o mare plăcere pentru poruncile Lui. Care are mare plăcere pentru poruncile Lui. Și am citit despre poruncile Lui că nu sunt grele. Și aș dori ca titlul să se numească dragostea căutându-L pe Dumnezeu din plăcere. Și Domnul să ne binecuvinteze. Vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu L-a cunoscut pe El. Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Începând de la capitolul 3, începând cu versetul 2. Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, și noi suntem născuți din cine? Din Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este, slăvit să fie numele Lui. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: noi însă suntem din Dumnezeu.
Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim în El, slăvit să fie numele Lui. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Efeseni, în capitolul 2, versetul 4 și 5, uitați, dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, slăvit să fie numele Lui, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață, împreună cu Hristos, prin har, suntem mântuiți, slăvit să fie numele Lui. Și acum vreau să vă aduc la cunoștință un alt lucru. Despre care este cea mai mare poruncă ca să putem să vedem și să punctăm despre dragoste. Aici așa vreau să ajung. Și ne ducem în Matei, în capitolul 10, începând de la versetul 37, 38 și 39. Nu. Stați. Ioan, Matei. Matei, capitolul 22. Capitolul 22. Că vom arăta și după aia din 10. Când au auzit fariseii că Iisus a astupat gura saducheilor, s-au trâns la un loc și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă a legii? Iisus a răspuns. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și spunea cuvântul mai departe, în aceasta este cea de știi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocia, slăvit să fie numele Lui. De ce am dus la cunoștință lucrul ăsta? Să iubești. Să iubești. Pentru că această dragoste care spune cuvântul lui Dumnezeu a fost turnat, așa cum le spune în Romani, capitolul 5, cu versetul 8. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și dragostea aceasta spune că a fost turnată inimile noastre prin Duhul Sfânt, slăvit să fie în numele Lui. Și Domnul să ne binecuvinteze. Pentru că această dragoste, fraților, și mi se duce gândul acum, care de aici așa am vrut să pornesc predica, și am stat, vă spun sincer, ca înaintea lui Dumnezeu, am stat pentru versetul acesta, nu puteți să vă imaginați, când l-am cercetat. Și spune cuvântul. Și pacea lui Dumnezeu, care prin sângele legământului celui veșnic, l-a sculat din morți, pe Domnul Iisus, marele păstor al oilor, să ne facă să fim desăvârșiți în orice lucru bun și să facem voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este plăcut în Hristos, slăvit să fie numele Lui. Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Și versetul 21, de la 21, să vă facă
desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este plăcut prin Domnul Iisus Hristos. Haideți să ne gândim acum. Am întrebat un frate și avea și eu frate. Ceea ce este plăcut, versetul, voia Lui și să lucreze în noi ceea ce este plăcut. Oare? Ce poate să fie plăcut? Am dat citire din Psalmul 112 cu versetul 1 despre legea pe care David o spune, zice, ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere, o plăcere. Dumnezeu, El lucrează împreună cu Domnul Iisus Hristos. Dar noi ce trebuie să avem aici? Ceea ce trebuie noi, fraților? Acum, fiecare, nu e nevoie să-mi dați răspunsul. Să ne analizăm, să ne cercetăm. Și mi s-a dus după aia gândul, știți unde? În 1 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 13. Eu de aici am pornit, după aia. Acum, dar, rămâne aceste trei, anume care? Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare dintre ele ce este? Dragostea. Ceea ce este să lucreze în noi, ceea ce este plăcut prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și El să ne facă desăvârșit în orice lucru bun și să facem voia Lui Dumnezeu. Doamne, ai milă și dure. Ca noi să putem, ca Domnul Iisus, să lucreze ceea ce este plăcut în noi, noi trebuie să avem dragoste. Eu voi puncta dragostea. Dragostea voi puncta aici. Și ca să avem dragoste, noi trebuie să îndeplinim trei criterii. Fără ele, să știți, noi nu putem să avem dragoste. Și primul dintre ele, primul criteriu care este, este prioritatea supremă a vieții tale. Prioritatea supremă a vieții tale. Și uitați ceea ce ne spune chiar Mântuitor, chiar Domnul Iisus Hristos. În Matei, în capitolul 10, versetul 37, 38 și 39. Cine iubește pe tata, ori pe mama, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul, ori pe fica, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Slăvit să fie numele Lui. Aici așa. Este prioritatea supremă de a căuta pe Dumnezeu cu o dragoste de plăcere. Și Domnul să ne binecuvinteze. Acum vreau să vă aduc un exemplu. Care exemplul ăsta îmi place foarte mult să știți. Care o să vedeți, o să vi-l citesc, să vedeți cum cei trei persoane care voi aduce la cunoștință, ei au făcut prioritate a căuta pe Dumnezeu cu dragoste de plăcere și după aia a venit consecințele, beneficiile dragostei, ceea ce a făcut. Și voi da citire, știți de unde? Din Daniel, din capitolul 3, auziți ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și la de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori, pe cărmuitori, pe judecătorii cei mai mari, pe visternici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpeteniile ținutililor, ca să vină la sfințirea chipului care înălțase împăratul Nebucadnețar. Voi să dea acum mai departe. Iar un crainic a strigat cu glas tare. Iată ce vi se
poruncește popoarelor, neamurii, oamenii, toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiții cavalului, chitare, alaute, saltirii, cimpoilu și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în jocul unui cuptor aprins. Mai departe, spune cuvântul lui Dumnezeu. Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar. Noi n-avem voie să răspundem în cele de mai sus. Iată că Dumnezeul nostru, căreia îi slujim, poate să ne scoată din cuptor, din cuptorul aprins, și să ne scoată din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. 22. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care i-a aruncat în el, pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești 3 oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Pentru că încălzise de 7 ori cuptorul. Atunci împăratul Nebucadnețar, uitați, atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis fenicilor săi, n-am aruncat noi în jocul focului 3 oameni legați? Eu am spus împăratului, negreșit împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis, ei bine, eu văd 4 oameni umblând slobos în mijlocul focului și nebătămați și chipul celui de-al 4-lea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu slăvit să fie numele Lui. Iată această dragoste desăvârșită care izgonește frica. Cei 3 nu s-au închinat chipului de aur și cei 3 pentru că ei cunoștea numele lui Dumnezeu, pentru că el îi căuta dintr-o dragoste de plăcere, Dumnezeu i-a izbăvit. Și vine David și ne spune și noi, în Psalmul 91, începând de la versetul 14 în jos, auziți ceea ce ne spune. Fiindcă mă iubești, aleluia, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi croti. De ce? Pentru că cunoști numele Lui. Pentru că cunoaște numele Lui. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu El în strâmtorare. Îl voi izbăvi și ce voi face? Îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă. Slăvit să fie numele Lui. Și mântuirea, și voi arăta mântuirea mea. Auziți? Fiindcă mă iubești. Fiindcă noi venim cu o dragoste, o dragoste de a-L căuta pe Dumnezeu de plăcere, în ea nu este frică, pentru că dragostea aceasta este desăvârșită și aceasta dorește Dumnezeu de la noi, fraților. Că de-aia am spus să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău,
De-aia, pentru că Dumnezeu ne vrea ca noi să iubim dintr-o dragoste și să-L căutăm de plăcere. Și Domnul să ne binecuvinteze. Un al doilea criteriu pentru această dragoste este de a căuta pe Dumnezeu. Așa după cum am vorbit. Cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și vine psalmistul David și ne spune în Psalmul 63 cu versetul 1. Auziți ceea ce ne spune. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu. Pe Tine te cal. Îmi setează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Uitați cum îl caută David, fraților. Uitați ce exemple noi avem în Sfintele Scripturi, care și noi trebuie să ne asemănăm cu aceste, cu acest David, fraților. De-aia avem Sfintele Scripturi. Avem atâtea exemple. Un alt exemplu, tot David ne spune, în 27, Psalmul 27 cu versetul 8, uitați ceea ce spune. Inima mea îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, slăviți să fie. Un alt exemplu, tot la David, mă voi lega cu el. Acest an este o pasiune pentru el. Și știți care psalm? Psalmul 42. Și spune cuvântul lui Dumnezeu cum dorește un cer cu zboarele de apă. Așa te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Al căuta pe Dumnezeu te motivează să vii, să ai părtășie cu Dumnezeu. A căuta pe Dumnezeu din dragoste, de plăcere, te motivează să vii la rugăciune. Această motivație a dragostei, știi ce face? O să dau și, o să vă spun și ceea ce este dragostea. Această dragoste, așa cum spunea că a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, spune cuvântul lui Dumnezeu despre această dragoste, că dragostea aceasta este Dumnezeu, nu este altceva. Așa după cum a spus în 1 Ioan. Și Domnul să ne binecuvinteze, fraților. Pentru că dragostea aceasta, să ne ducem aminte despre martirii ai Vechiului Testament, care îi lua să-i ducă în arene, în stadioane, să-i sacrifice, să-i omoară. Dar dragostea pe care o avea în ei, era cu fața în sus. Întotdeauna. Și dragostea aceasta te strânge. Dragostea aceasta te strânge, fraților. Și aceasta te menține. Slăvit să fie numele Lui. Lipește-mi, Doamne, inima de Tine. Dacă n-ai dragoste, nu poți să lipești inima. Dragostea. Dragostea, de-aia vreau să punctez dragostea. Este pentru noi un benediciu. Este o roadă a Duhului. E prima roadă. Galateni, capitolul 5, cu versetul 22, prima care este dintre ele, uitați care spune. Roada Duhului împotriva ce este? Dragostea. Îndură-te, Doamne, de noi. Un al treilea criteriu, care timpul trece foarte repede, este să trăim ca Domnul nostru Iisus Hristos. Ca El să fie modelul nostru. Ăsta este unul dintre lucrurile cele mai importante, așa după cum le spune în 1 Ioan, capitolul 2, cu versetul 5 și 6. Voi zice 5 și 6. Dar cine păzește cuvântul Lui, în El, dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Și 6. Cine zice că rămâne în El, ce trebuie să facă? Să trăiască și El
nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Așa s-a vorbit. Domnul să ne binecuvinteze. Pentru că dragostea aceasta, fraților, să vedem acum, ce este dragostea? Ce este? Ce poate să fie? Și ne vom duce cu, știm foarte bine, și spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Corinteni, capitolul 13, începând de la versetul 1 până la 13, zice, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt ca o aramă sunătoare sau ca un chimbal zângănitor. Chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toată taina și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru săraci, pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Și acum uitați ce este dragoste. O roadă. Este roada Duhului Sfânt. Și aș dori ca toți care suntem să ne însoțească, fraților. Căci noi atunci vom putea termina alergarea. Când este dragostea aceasta, că această alergare ne dă forța și este în noi acel parfum de dragoste. Și auziți, dragostea este îndeloc răcătoare. Dragostea este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă. Dragostea nu se umple de mândrie. Dragostea nu se poartă necuvincios. Dragostea nu caută folosul său. Dragostea nu se mânie. Dragostea nu se gândește la rău. Și ce face? Nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Și mai departe, uitați ceea ce spune. Acoperă totul. Crede totul. Nădăjduiește totul. Superă totul, slăvit să-i fie numele Lui. Dragostea nu va pieri, nu va pieri niciodată. Prorocile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Amin. Doresc ca această dragoste de a căuta pe Dumnezeu de plăcere, să ne însoțească. Amin. Și să ne trezească în noi acel parfum de dragoste, fraților. Că dragostea aceasta a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Eu rămân la aceste cuvinte. Și mai departe, fratele Nero, Domnul să-L întărească. Amin.